angajații Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu pe strada Independenței 10/2 din municipiul Chișinău. Serviciul 901 a primit apelul la orele 15:50. Conform informațiilor preliminare, se cunoștea că un incendiu a izbucnit la mansarda unui bloc de locuit cu 6 nivele. Inițial, la fața locului au fost trimise 3 autospeciale de intervenție. Pompierii au stabilit că flăcările au cuprins întreaga mansardă cu suprafața de 600 m². Pentru prevenirea răspândirii focului și lichidarea eficientă a incendiului, a fost anunțat numărul 2 de apel, regimul sporit. Astfel, la fața locului au fost deplasate pentru intervenția și stingerea incendiului 15 autospeciale de intervenție și 5 autoscări. Efectivul de trupă antrenat în lichidarea incendiului este vorba de 65 de pompieri. Incendiul a fost localizat la orele 18:25. În urma arderii, nimeni nu a avut de suferit. Totodată putem spune că prejudiciile materiale urmează să fie estimate deja ulterior. Locatarii, a căror apartamente au fost supuse arderii, au avut posibilitatea să fie cazați în internatul numărul 2 de pe strada Grenoblea 191. La moment, Laboratorul Experimental Antiincendiar urmează să stabilească toate circumstanțele și cauza producerii incendiului. La 15:50 s-a parvenit semnalul alarmă la detașament Salvator și Pompieri, sectorul botanic, la care noi ne-am deplasat cu 3 autospeciale la adresa Independenței 10/2. La momentul sosirii, noi am văzut, adică, că întreaga mansardă a fost cuprinsă în flăcări. Prima intervenție a fost formată echipa SPGF pentru salvarea persoanelor, misiunea noastră de bază, la care autospecială, autoscară a fost instalată pentru stingerea incendiului de la etajul superior, mansardă. În tot acest timp, noi, pompierii, am folosit diferite surse și mijloace pentru localizarea incendiului. Am întâmpinat diferite dificultăți pe perioada stingerii. Automobile parcate ilegal, la care, cu ajutorul persoanelor care erau locatarii, au intervenit cu pompierii și le-au ferit într-o parte ca autospecialele să fie antrenate corect. Când a fost anunțat apelul numărul 2, la orele 16:22, la fața locului erau amplasate, înseamnă, 15 autocisterne, 5 autoscări mecanice și efectivul de trupă, număr de 65 de persoane. Temperatura era destul de ridicată, aproximativ în jur la 1000 de grade, 1000-1200 de grade. Era dificil de a pătrunde inclusiv la etajul mansardei. Răspândirea era pe toată suprafața mansardei de 1120 de m². Problemele întâmpinate în timpul stingerii incendiului, în primul rând, parcarea automobililor, în care vreau să aduc mulțumiri cetățenilor care s-au implicat împreună cu colaboratorii serviciului, împreună cu inspectoratul de poliție pentru evacuarea automobililor. Delimitarea spațiului de siguranță, deoarece mulți cetățeni erau expuși riscului aflându-se în preajma clădirii. Răspândirea flăcărilor a fost destul de mare. Înseamnă că, conform regulilor, normelor în construcție, viteza de răspândire a flăcărilor a fost de la 1 metru până la 3 metri pe minut. Singurul material de construcție din care era construită mansarda a favorizat răspândirea flăcărilor. În actele de dare în exploatare a mansardei, proiectantul și firma care au executat lucrările de construcție asigura gradul de rezistență la foc a mansardei, gradul numărul 2. Și aici ce ar subînțelege că construcția trebuie să reziste la flăcări, să-și păstreze capacitatea portantă parcursul la 90 de minute. Acest fapt nu a fost posibil. A rezistat numai planșeul dintre etajul 6 și etajul 5. Noi am făcut tot posibilul ca să fie evacuate toate persoanele, să nu avem cazuri de traumatism, nu am avut cazuri de deces. S-au întreprins măsuri pentru a nu permite extinderea incendiului la etajele 5 și 4, care erau în pericol destul de mare. În timpul intervenției au fost depistate butelii cu gaz, în care, suplimentar la faptul că noi, serviciul de pompieri, trebuie să intervină la stingerea incendiului, pentru a evita pericolul pentru pompieri, ne ocupam inclusiv cu evacuarea butelilor cu gaz. Elementele constructive, în timpul intervenției, și-au pierdut capacitatea, creând obstacole pentru extinderea furtunelor și pentru a pătrunde în adâncul incendiului. Nu erau două intrări, da? Era o singură intrare. La etaj înseamnă că la etajul 6, unde era etajul mansardă, era o singură intrare. Numărul de apartamente erau de 28 de apartamente, din explicația cetățenilor, 12 apartamente locuiau cetățenii. În aceste 12 apartamente era mobilier, lucruri de uz casnic, lucruri personale, care în timpul incendiului favorizau o temperatură destul de sporită și prezenta pericol foarte mare. Înseamnă că clădirea, toată clădirea era gazificată. Anterior erau date prescripții persoanelor care gestionează fondul locativ, totuși cetățenii în mod intenționat utilizau butelile cu gaz. Noi nu avem acces întotdeauna în timpul controlelor care petrecem în sectorul locativ, îndeosebi în apartamente, nu avem acces direct, numai în cazul când sunt petiții. Dacă sunt petiții, atunci se creează comisie împreună cu administrația publică locală și avem posibilitatea să intrăm în apartamente. Butelile erau doar la mansardă sau nu? La mansardă nu erau butelii. Butelile cu gaz se aflau la etajele 5, 4, 3, și, sigur, o parte din efectiv era implicat la evacuarea atât a persoanelor, cât la evacuarea butelilor cu gaz pentru a evita producerea exploziei. Alimentarea cu apă a fost posibilă din 3 hidranți exteriori, care asigurau o presiune bună de la 3 la 5 atmosferi. E suficient. 3 hidranți exteriori care erau în apropierea, la distanță mai puțin de 200 de metri de clădire. Am avut posibilitatea să alimentăm autospecialele în timp. N-a fost reținere la apă, n-a fost probleme, n-a fost întreruperea, refularea substanțelor de stingere, adică refularea apei n-a fost întreruptă. La moment, cum a mai spus-o și colegul meu, domnul Alecu Sandu, Laboratorul Experimental Antiincendiar și grupul de inspectori care sunt delegați la fața locului fac tot posibilul pentru a stabili circumstanțele și cauza. La moment sunt luate în calcul mai multe versiuni. Aici vorbim de un scurt-circuit electric, neatenția la utilizarea focului deschis și nu este exclus că vor mai fi înaintate versiuni odată după cercetarea statică și dinamică anume a locului incendiului. Mai mult ca atât, aș vrea să mă refer la acțiunile ulterioare care urmează să fie efectuate după, de fapt, să spunem, lichidarea propriu-zisă care a fost efectuată și după cercetarea care are loc și în aceste momente. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale inițiază o anchetă publică, putem spune, e vorba de o anchetă publică cu implicarea societății civile. Ce ar însemna această anchetă? De fapt, ne propunem să auzim, să spunem, doleanțele, plângerile, declarațiile, dacă putem spune așa, a martorilor oculari, a oamenilor care au văzut primii unde s-a produs incendiul, în așa fel ca să fie clare toate circumstanțele, de la focarul de ardere până la cauzele, versiunile care pot fi în acest incendiu. Totodată, așteptăm mai multe comentarii din partea societății civile referitor la intervenția Serviciului Salvatori și Pompieri. Tocmai de aceasta am organizat acest briefing pentru a arăta transparența serviciului în elucidarea tuturor circumstanțelor care au avut loc ieri, cum s-a desfășurat intervenția pompierilor, cum este calificată această intervenție și care vor fi versiunile și exact cauza producerii incendiului. Mai mult ca atât, declarăm că este linia, putem spune, deschisă sau fierbinte a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale la 022 725 888. Toți oamenii care au fost implicați oarecum în această situație, au nevoie de ajutor, pot apela pentru a le furniza mai multe detalii unde se pot adresa. ce vor face mai departe, în așa fel ca să ajutăm și autoritățile publice locale să remediem cât mai repede această situație. Deci suntem deschiși față de toți oamenii care au avut de pătimit în acest incendiu. Deci noi vorbim de 28 de apartamente, 12 din ele, conform informațiilor operative care le deținem, sunt locuibile. Persoanele care au necesitat cazare, au fost cazate în internatul numărul 2 de pe strada Grenoble 191. Deja autoritățile publice locale iau toate măsurile pentru a vedea ce se poate rezolva în sensul respectiv. Tocmai de asta am lansat și linia fierbinte a Serviciului Protecției Civile de a auzi toate doleanțele din partea societății, în sensul de a transmite colegilor și altor instituții abilitate părerile oamenilor și cei ce ar putea să-i ajute în situația respectivă. Vreau să mă adresez la societatea civilă, să fim receptivi și ține de cazurile când vecinii utilizează buteliile cu gaz, când blochează căile de evacuare, când în clădirile de tip coridor amplasează mobilier. E bine atunci când atât cetățenii se adresează la noi, când putem să lucrăm în comun. Nu ne trezim când, în timpul controalelor sau în timpul incendiilor, ne trezim cu situația care se creează la incendiu, când sunt și butelii cu gaz și materiale combustibile amplasate pe holuri. Am avut cazuri inclusiv la botanică când cetățeanul a amplasat peste 50 de anvelope la etaj. Și cetățenii, vecinii, au început să revolte numai în cazul deja s-a produs incendiu și toate apartamentele erau fumigate. Dacă nu erau aceste piedici, stingeați mai repede incendiul? Stingerea incendiului, sectoarele de luptă care erau împărțite în timpul incendiului, 7 sectoare de intervenție, inclusiv un sector era prevăzut cu evacuarea persoanelor și evacuarea butelilor cu gaz. Restul sectoarelor de luptă erau concentrate nemijlocit la stingerea incendiului. Eu prezenta pericol pentru intervenție la incendiu, deoarece numărul de persoane care trebuiau, de pompieri, care trebuie să stingă nemijlocit incendiu, noi ne asigurăm să nu se producă explozia buteliilor cu gaz. Ori în astfel de situații, orice secundă, orice minut reprezintă o importanță foarte mare. Tocmai de asta, de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, depinde siguranța apropiaților noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, vă ținem la curent cu ultimele detalii în ancheta respectivă și așteptăm mai multe informații. Vă mulțumesc foarte mult!